Bine v-am găsit, v-am făcut zilele trecute cunoștință cu deputatul PSD Liviu Harbuz, un băiat deștept care din postura de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură în Camera Deputaților trage diverse spori. Harbuz a inițiat o lege a medicilor veterinari în favoarea Colegiului Medicilor Veterinari din România, un ONG pe care l-a condus și îl patronează indirect în continuare. După apariția dosarului, fanii emisiunii ne-au trimis informații și ne-au ajutat să înțelegem care este de fapt miza reală a deputatului Harbuz și a băieților deștepți de la Colegiul Medicilor Veterinari. Este o miză financiară în mod evident. Haideți să vedem! În acest moment, colegiul lui Harbuz încasează bani de la toți medicii veterinari care vaccinează antirabi câinii și care îi microchipează. Ce înseamnă asta? Conform legii europene din 1 mai 2014, tuturor câinilor din România este obligatoriu să li se implanteze un chip și să fie trecuți într-o bază de date denumită Rompetid. Nu este de râs, fiindcă nu puteți scoate animalele de companie din țară dacă nu aveți chipul binecuvântat de Colegiul Medicilor Veterinari. În spatele acestei operațiuni se află o afacere extrem de bănoasă. Deci, câinii cu microchip trebuie înscriși în portalul rompetid.ro. Acest portal este inventat de Colegiul Medicilor Veterinari, adică de deputatul Harbuz. Cine face însă microchiparea câinilor și de unde vin chipurile? În spatele afacerii sunt niște prieteni ai aceluiași deputat Harbuz. Colegiul Medicilor Veterinari plătește serviciile către o firmă numită IQ Management SRL, controlată de frații Vladu. Frații Vladu, Ovidiu și Daniel sunt cunoștințe vechi ale deputatului Harbuz, încă de pe vremea în care Harbuz conducea Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. În anul 2004, Harbuz, șeful ANSVSA și protejatul premierului Năstase, a bobinat o licitație publică de 78 de milioane de euro pentru servicii de identificare a caprinelor, ovinelor și suinelor. Cu alte cuvinte, toate caprele, toate oile și porcii din România trebuiau să fie dotați cu microchipuri. Vă sună cunoscută afacerea? Ia ghiciți cine a câștigat licitația de microchipare de 78 de milioane de euro. Evident, firma IQ Management, controlată de frații Vladu, prietenii deputatului Harbuz. De la microchiparea porcilor, cei doi au trecut acum la chipurile pentru câini. În mod cât se poate de ciudat, dar evident, spun eu, compania IQ Management, binecuvântată de Harbuz, a câștigat contracte pentru servicii de intranet la ANSVSA, unde a fost șef Harbuz, la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, dar și la Comisia Națională de Gradare a Semințelor de Consum și la diverse alte entități legate de Ministerul Agriculturii. Povestea miroase de la o poștă afacere controlată politic. Cine sunt însă oamenii aceștia? Dacă despre Harbuz se știe că este un influent trăgător de spori în PSD, în special în domeniul agriculturii, oare cine sunt frații Vladu? Documentele mele arată niște lucruri extrem de interesante. Numele fraților Vladu au fost vehiculate în legătură cu cele ale altor doi frați, frații Perleto, celebru cuplu de mafioși de pe coasta de Azur. Frații Perleto, acuzați și arestați pentru trafic de droguri, au înființat în România firma Meta Pro SRL. Asociații firmei au fost frații Vladu, mafioții Perleto, Marcel Pușca, și fost fotbalist, precum și tot Ceaba, un om de afaceri din Cluj. Din firma Meta Pro SRL au mai făcut parte și Michael Daumas, ciurit pe 7 decembrie 96 la Saint-Tropez de 27 de gloanțe pornite din 3 arme de mare calibru, poreclit Goldorak, Christine Juby, poreclită Cruella de Vil, Richard Dubron, audiat în operațiunea poliției franceze de limită Topaz, care a distrus clanul Perleto, Robert Abivar și Yves Goldberry. Toate aceste informații halucinante cu mafios francez sunt publice și ridică mari semne de întrebare despre ce afaceri fac de fapt frații Vladu de la IQ Management și despre relația lor cu deputatul PSD Liviu Harbuz. Același Harbuz, care se visează viitor ministru al agriculturii, are pe conștiință și câteva proiecte europene câștigate, din care a făcut o căruță de bani. În final, să mai zică cineva că nu este profitabil să fii deputat în Parlamentul României sau să faci afaceri cu animale de companie.